Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. I want the teenagers of Romania to take responsibility for their own actions, and I want them to take their futures into their hands, because at the end of the day, they are the only people who can make a real change in today's society. Este revoltată de anumite nedreptăți, de aceea și-a ales dreptul, din câte știu. Așa este. Te urmează. La noi în familie n-a avut încă un astfel de exemplu, dar noi ne bucurăm să avem, sperăm, un avocat printre noi. Cum ar trebui să se poarte copiii față de persoanele cu dizabilități? Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Sunt tare bucuroasă că mă aflu din nou acasă la o invitată preferată. Dacă ar fi să fac o radiografie a anilor în care i-am urmărit evoluția, aș începe cu un moment important când stăteam ca și dumneavoastră, în fața televizoarelor și urmăream surprize. Vă mărturisesc că am îndrăgit-o de pe atunci. Dacă ar fi să fac așa o arcadă peste timp și aș căuta în esența caracterului ei, aș descoperi multe atribute. Unul dintre acestea este omenia, care este trăsătura definitorie a sa, luptătoare, generoasă, cu credință în ceea ce a făcut și face, a mers pe drumul său, convinsă fiind că, indiferent de timpul în care trăim, valorile rămân aceleași. Important este doar să avem capacitatea de a vedea firul conducător care duce într-acolo. Înaltul profesionalism o caracterizează, însoțit de modestie, smerenie și o credință în valorile moștenite, care au ținut-o cu picioarele pe pământ. Andreea Marin, doamnelor și domnilor! Bine te-am găsit, bine am regăsit pe spectatorii noștri și te ascult cu mare drag. Ne-ai primit iarăși într-un cadru feric. Cred că ferice sunt culorile astăzi. Văd această combinație atât de frumoasă de culori vii și cred că așa e și în sufletul nostru astăzi. El înflorește, uite, da. Înflorește și rochia mea astăzi, odată cu venirea anotimpului cald, mult așteptat, l-am cam așteptat anul acesta și am zis să stăm așa, în două scaune flori și să derulăm această poveste pe care tu o pui la cale. Aștept întrebările tale cu drag. Dacă ai antamat acest element de colorit, florile, știu că floarea ta preferată este violeta. Culoarea ta preferată este culoarea violet. Cred că e și normal. De ce oare? Noi suntem violete din mamă în fică. Așa s-a întâmplat să fie. Mama era Violeta, eu sunt Andreea Violeta și am dăruit mai departe numele fiicei mele, Ana Violeta. Și cumva e lipită această floare de sufletul meu. E și firesc să fie așa. Ce avem mai prețios decât copiii noștri? Violetele sunt de diverse culori și înveselesc orice încăpere, au așa o capacitate. Dar sunt și fragile în același timp. Da, da. Ele nu rezistă mult afară. Trebuie să le ții la lumină, cu grijă, în interior, la o temperatură relativ constantă. Deci par fragile ca flori. Noi, fetele din această familie, nu părem sunt fragile, dar nu suntem chiar așa. Nu ne mișcă ușor orice vânt.
Așa că cumva există și similitudini, dar există și diferențe. Da, sunteți fragile și totuși puternice, dar în același timp florile acestea sunt și longevive, sunt perene, ceea ce vă doresc și vouă, amândurora. În mediul natural, violetele trăiesc în crăpăturile rocilor. Și aș vrea cumva să dezvolt o metaforă. Care au fost și sunt rocile din viața ta? În momentul dificil, primul de acest fel din viața mea, când mama a devenit înger, stânca din viața mea a fost tatăl meu. M-am sprijinit pe el, era stâlpul familiei în adevăratul sens al cuvântului și apoi sfătuitorul meu pe parcursul vieții până când și el s-a stins și a plecat la cer. Așa că firește că am avut și bunicii care mi-au fost sprijin și alți oameni dragi, dar tata rămâne cumva reperul meu în privința valorilor, în privința statorniciei și a bucuriei de a trăi. Era un om puternic și un om focusat pe valori, dar în același timp știa să se bucure de viață și să râdă cu poftă. De la el am această moștenire. Înflorirea violetelor este stimulată de, paradoxal, de o strâmtorare, da? De o îngrămădire, de o sunt strânse în ghiveci și atunci ele practic înfloresc în momentul respectiv. Făcând paralelă cu viața ta, atunci ai înflorit. Da, cumva necazul sau îngrădirile, lipsa, știu eu, unor avantaje, te fac să devii creativ. Când devii creativ, dai deodată pereții din jurul tău la pământ și lumea ta nu mai are granițe. Pentru că lumea ta e lumea de aici, din mintea ta. Privești spre înălțime și tu nu vezi tavanul. Tu vezi dincolo de el, vezi cerul deja. Așa că acesta e sistemul după care eu funcționez. Profunzimile lucrurilor. Da. Încă o caracteristică. Iubesc căldura, știu că și tu. Știu că o altă te-a întrebat. Floare pe care o prefer este floarea soarelui. Până să apară violeta pe lume, căci atunci cumva afinitatea mea către violete s-a îndreptat, dar până atunci floarea mea preferată era floarea soarelui. De ce? Pentru că mereu caută lumina. Se întoarce după soare și așa sunt și eu. Cât de grea sau întunecată ar fi viața în anumite momente ale ei, eu văd undeva la capătul tunelului, cum spune expresia, acel fir de lumină care îmi dă speranță și mă agăț de el până când ajung acolo. Și violetele, deși nu se întorc după soare, au nevoie de multă lumină. Asta e adevărat. Ca orice floare, cred. Există însă și flori care trăiesc la întuneric și se dezvoltă foarte bine. Însă, cumva, eu sunt de partea soarelui. Și ți-am urmărit evoluția, precum am spus în intro. Prima dată ai apărut la surprize într-o rochiță galbenă. Greșesc? Nu mai țin minte asta. Da, galbenă era, spun sigur. Nu știu. Acum, începuturile mele nu înseamnă surprize. Surprize. Aceasta era deja un pas. Da. Știu, Țara lui Piticot. Destul de departe în evoluția mea. TVR-ia și a fost primul pas. Apoi știrile și divertismentul. Întotdeauna am făcut în paralel. Cele două direcții au fost îmbrățișate cumva. Și știrile mi-au dus o disciplină, o rigurozitate. Partea cealaltă, divertismentul, însemna bucuria mea de a trăi, pentru că sunt un om care se bucură, îți prețuiește viața. Și combinându-le a ieșit o treabă bună. Iar surprize a fost o firească dezvoltare a mea pe o altă direcție, pe o direcție moștenită de acasă. Așa am fost educată de ai mei, să-mi pese de ceilalți. Și atunci această direcție umanitară n-a fost o găselniță ca în cazul multora sau o chestiune care ține de
moda de anul ăsta, ci a fost firescul meu. Surprize, surprize, nu era un spectacol de divertisment, ci un spectacol social în primul rând, cu accente de divertisment pentru, care erau gândite pentru a descătușa durerile, energiile negative cuprinse în anumite povești de viață grele pe care noi le aflam acolo. Era multă emoție și era necesar ca această curbă a emoției să aibă și urcușuri și coborâșuri și să aibă și clipe de destindere. Și atunci momentele de divertisment erau mult mai puține în economia celor 3 ore de emisiune decât restul, partea socială, dar existau tocmai pentru că e o treabă psihologică, era gândită de cei care au scris acest format internațional. Mm-hmm. Am spus că prima ta apariție la surprize a fost într-o rochiță galbenă și ulterior te-am văzut de multe ori în rochițe roșii. Și ai fost întrebată la un moment dat ce culoare preferi. A? Și ai spus la momentul acela culoarea roșu. Ca focul. Ca focul, că sunt focoasă. Chiar așa ai spus. Da, 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 chiar așa ai spus. Chiar așa ai... De fapt, ca să spun adevărul, jocurile de roșu, alb, negru mi se par puternice, dovedesc un caracter care știe ce vrea, îmi plac și culorile și aceste non-culori, cum sunt numite alb și negru, da? În egală măsură îmi place spectrul pastel, pentru că îmi dă liniște, calm, îmi place tot ce înseamnă cu culoare desprinsă din natură, dar îmi plac și culorile vii. Deci nu aș putea spune neapărat că sunt atașată de o culoare anume. Mm-hmm. Culorile care mă fac să simt că trăiesc. Mm-hmm. Despre asta e vorba. Da. Ei, nu prea iubesc griul, da? Dar iubesc galbenul, verdele, albastrul cerului și așa mai departe. De ce te-am întrebat? Pentru că am văzut-o pe Violeta la Typic Beauty într-o rochiță spectaculoasă roșie și... A fost alegerea ei. Și ea și-a dorit asta, m-am și mirat că a ales mi-era și teamă alegerea unei adolescente în ziua de azi. A ales o rochie, un model clasic. Ea a dorit genul acesta de model. Și Eli, creatoarea Eli Zălțnean, a făcut rochia după dorința ei. Bineînțeles, mai frumoasă decât ne închipuiam noi așa, doar având o imagine în mintea noastră. Însă m-am mirat că a ales și roșul, ea având ochii albaștri, nu m-aș fi gândit la asta, și m-am mirat și că alege un model care duce înspre clasic, deși avea și accente moderne, pentru că adolescenții din ziua de azi, știm bine, nu merg în această direcție. M-am mirat și m-am bucurat, le-am zis până la urmă, e fiica mea, e clar, tot în aceeași direcție merge, fără să-i impună nimeni, am lăsat-o să aleagă, știi? Și am asociat-o cu tine, parcă te vedeam pe tine acum mulți ani. Foarte bine îți seamănă. Da, da, așa este. Înainte nu... Da. Înainte nu observam atât de pregnant asemănarea, însă acum când a crescut... Acum, eu văzând o zi de zi, nu observ anumite lucruri, dar în urma acestui spectacol grandios, filmată fiind de colegii noștri din televiziune sau de echipa noastră de acolo, de la gală, am văzut-o prin ochiul camerei. Deci, emoțiile aferente cu felul de a vorbi pentru prima dată în fața 1000 de oameni și în fața atâtor camere și mi-am zis, da, chiar semănă. Realmente m-am recunoscut pe mine acum 30 de ani. Da, semănați la partea estetică și poate mai important de atât. Felul în care și-a ținut cuvintele în frâu, știi, acest autocontrol binevenit, nu vorbim de un autocontrol exagerat, ci îți dai seama că e un copil de 15 ani și ceva, deci avea mari emoții în luminile reflectoarelor, în fața peste 1000 de oameni în public, toate televiziunile erau acolo, era și fire, ar fi fost anormal să nu aibă cineva emoții, le-am avut și eu, dar miteia. Și cu toate astea am urmărit reacțiile ei, chestiunile care țin de finețe, pe care poate nu oricine le observă. Și într-adevăr m-am recunoscut în atitudine întru totul.
a dobândit o pronunție magistrală, rostește foarte bine sunetele, iar conținutul discursului ei a fost cu substanță. Îi aparține 100%. E de o încăpățânare rară, recunosc. Da, da, da. Și mi-a spus: mami, te rog frumos să nu încerci să mă influențezi în niciun fel. Toată lumea știa că va primi o întrebare pe scenă, fără să spun nimănui ce întrebare, pentru că nu era neapărat o mare filozofie, nu trebuia să te pregătești pentru asta, da? Ci trebuia doar să privești adânc în sufletul tău și să răspunzi așa cum simți. Și sincer, am fost mândră de ea și de răspunsul pe care l-a dat, fiind o temă dificilă și pentru noi ca părinți în ziua de azi. Poate mai puțin pentru ei, dar noi știm că adolescenții de astăzi sunt mult diferiți față de cum eram noi la vârsta lor. Și am vorbit despre voluntariat, necesar sau nu, în ziua de azi, pentru adolescenții rebeli pe care îi avem în față. Și răspunsul ei se pare că a fost unul îmbrățișat de multă lume. A spus că voluntariatul le oferă speranță și viziune pentru viitorul lor. Sinceră să fiu, și eu am o fată și îmi este teamă de cine se înconjoară, pentru că nu pot să știm. Sunt pericole la tot pasul și mă refer aici la un element din discursul ei, la substanțele interzise. Da, de care sunt atrași ca un refugiu față de lucrurile pe care nu le înțeleg în viața asta, de temerile lor și așa mai departe. Cred însă că, avându-ne pe noi ca părinți alături cu o atenție care nu poate lipsi, zi de zi este necesară asupra lor, cu jumătate control și jumătate dragoste. Deci lucrurile astea trebuie combinate, iar acest control, care are poate și o conotație negativă în ochii altora, trebuie să existe, dar cu înțelegerea faptului că nu te controlez, ci te protejez. Sunt aici pentru tine. Trebuie să știu unde te afli pentru a interveni dacă, Doamne ferește, ceva ți se întâmplă. Deci toate aceste explicații elaborate, detaliate, le-am avut o bună și lungă perioadă cu fiica mea, până când ea le-a îmbrățișat și le-a înțeles. Dar nu e ușor. Nu le e ușor nici lor, nu ne este ușor nici nouă ca părinți. Astea sunt vremurile. Ai întâmpinat dificultăți în educarea ei și nu mă refer la primii ani de viață, că este simplu. E cel mai simplu. Și noi credem că e greu. Da, așa este. Știi cum se spune? Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Da. Eu am spus în felul următor, că nu s-a inventat cartea pentru mine. Bineînțeles că înainte de a avea copil m-am documentat. Atunci când e copilul mic, când e mai mare. Dar viața e cu totul altfel și mi-a fost și mi este destul de greu, pentru că fata mea are 10 ani. E în și perioada aia. Și nu mai suntem sincron ca înainte. Așa e. Deci chiar s-a format o falie între noi și cu greu încerc să astup. Să vii la mine la psihoterapie. Ai trecut prin astfel de momente? Da, sigur că da. Și ai să vezi tu că pe măsură ce se apropie de 11, de 12, de 13, de 14 ani, lucrurile capătă amploare, nu se liniștesc. Nu vreau să te sperii, vreau doar să te fac și să-i fac pe toți cei care ne privesc conștienți de aceste lucruri. Și în același timp există soluții. Ne putem pregăti pentru ele. Uite, pe mine n-a avut la momentul potrivit cine să mă pregătească, dar am intrat în alertă când am văzut, am simțit această îndepărtare, pentru că ei ce fac? Se retrag într-o lume a lor, caută mult cumva să evadeze din lumea noastră comună și să caute prieteni care, vezi, Doamne, îi înțeleg mai bine decât părinții chiar. Le împărtășesc aceleași valori, dar ei încă nu știu ce înseamnă valori, cu adevărat. Internetul devine o obsesie și o unealtă de care nu se mai despart. Însă, știm bine, internetul are o grămadă de tentații și de pericole în același timp. Ei, toate lucrurile astea, la un moment dat, se pot moli undeva.
Iar dacă tu ca părinte nu observi la timp că ceva nu merge în direcția bună, s-ar putea să te trezești prea târziu și să se ajungă la acele adicții de care vorbești, la probleme la care nici nu ți-a dat prin cap să te gândești. Pentru că tu nu le-ai avut în propria copilărie, nici nu existau poate la vremea aceea, dar astăzi ele sunt realități la orice pas. Este foarte greu să ai un copil bun cu prieteni. Căci dacă prietenii mai toți se duc în direcții nedorite, tot ce poți să faci e să-l îndepărtezi pe copilul tău. Redirecționezi, da. Da, de aceste tentații. Și asta vine la pachet cu o singurătate o vreme. Pentru că știi cum e? Cine se aseamănă, se adună. Cine nu se aseamănă, asta înseamnă singurătate. Prietenul ăla nu mai e bun pentru că nu știu ce, ăla nu mai... Ideea nu e că e bun sau nu e bun, numai că oamenii și tinerii, la această vârstă, își aleg căile pe care merg. Și s-ar putea ca prietenul cel mai bun de până în clasa a 7-a, 8-a, să aleagă o cale care nu e nici de cum benefică. Și tu ca părinte nu poți sta cu brațele încrucișate și nu e deloc ușor și aș adăuga în această familie un psiholog, un psihoterapeut, un specialist care cu delicatețe să-i explice copilului anumite lucruri pe care poate tu ca părinte n-ai talentul, e un talent și ăsta, sau n-ai știința de a le explica. Sau poate chiar tu ca părinte ai nevoie de un psihoterapeut care să te sprijine. Poate chiar tu nu ai nivelul de înțelegere al anumitor lucruri, dar minte să mai poți da lecții copilului tău. E dificil, dar nu e imposibil. Știu că este voluntar Teen Challenge. Și nu numai. Face voluntariat pentru mai multe organizații. Teen Challenge este una dintre aceste organizații care se ocupă de aducerea pe drumul cel bun pentru tinerii care au căzut prada adicțiilor, din păcate. Ea a explicat destul de bine acolo la gală de ce ajung ei în astfel de situații. Mă bucură tare mult și cred că e o lecție bună pentru orice tânăr să facă voluntariat într-o astfel de direcție, să vadă și să înțeleagă cu ochii lui unde pot duce adicțiile, care la început par o joacă, știi, totul începe cu o țigară pe ascuns și se ajunge la dependență de droguri tari și la distrugerea unor vieți. Nu este o glumă. Este revoltată de anumite nedreptăți, de aceea și-a ales dreptul, din câte știu. Așa este. Te urmează. La noi în familie n-a avut încă un astfel de exemplu, dar noi ne bucurăm să avem, sperăm, un avocat printre noi. Este justițiar așa, da. La școală. Ai anumite episoade în care ai surprins această latură a ei? Am episoade din astea și acasă, stau liniștită, nu doar la școală. Îmi seamănă, cum spuneam, întru totul. Este revoltată și este și firesc să, cumva să fie așa atunci când există nedreptate, atunci când o mișcă o cauză. Uite, mi-amintesc cât de impresionată a fost de povestea flăcărilor care puneau la pământ și zone întregi și populația, dar mai ales animalele din Australia. Era extrem de impresionată și intra pe internet și afla informații și le promova. Până la urmă, ceea ce vibrează acolo în sufletul nostru, asta ne atrage și pentru asta luptăm. A fost și voluntar Atypic Beauty, după cum am enunțat mai devreme. Cu ce impresie a rămas? Ce ți-a spus în backstage? Mi-a mărturisit, deși eu nu am simțit foarte tare emoția ei pe scenă, mai degrabă am simțit-o pe a mea, ca să fiu sinceră. Cred că eram, îmi tremura inima prea tare mie, ca să mă mai pot focusa pe emoția ei. Însă cineva din public mi-a spus, o cunoștință, dacă ai fi văzut-o, cât de bine își stăpânea cuvintele, dar îi tremura mâna. Eu n-am observat acest detaliu de emoție, cu siguranță. Eu n-aveam un control bun
la începuturile mele în televiziune, deci era mult mai mare decât ea azi, asupra vocii. Vocea mea devenea pițigăiată în momentul în care eu mă focusam pe idei, pe ce am de spus, să nu greșesc, să nu fac o gafă, știi? Și nu realizam, în timp am educat vocea astfel încât ea să nu fie penalte prea sus și să nu pară ciudată, nu? Privitorilor, așa cum se și întâmpla la început. Ea însă văd că din start a știut să-și controleze vocea, repet, a fost prima dată când a trăit o astfel de experiență, însă mi-a mărturisit după, căci m-a întrebat ce mi-a spus în culise, că a avut niște emoții uriașe și că realmente i-a fost destul de greu să se controleze așa în fața camerelor. Eu însă spun că i-a reușit și mă bucur. I-a reușit foarte tare și a părut mult mai matură în pronunție, în discurs. Bineînțeles, nu, ea este așa. Ea este matură în pronunție. Au făcut o treabă foarte bună profesorii ăștia cu ei. Vorbește o engleză minunată. Însă e foarte talentată la scris. A câștigat concursuri de dezbateri, de oratorie, să zic așa, pe anumite teme de cultură generală și în România și în străinătate. A fost la finale, la Barcelona. Deci este pregătită din acest punct de vedere. E o maturitate de care noi ne mirăm pentru copiii noștri de astăzi. Într-adevăr, ei sunt cu mult înaintea timpurilor și vârstei lor. Noi nu eram, noi eram copilăroși. Știi? La vârsta lor eram încă niște copii. Ei, poate și datorită informației care circulă cu mare viteză astăzi, se maturizează cumva înainte de vreme. Treaba asta e și bună și nu prea. Și o să spun că și eu am avut parte de maturizare înainte de vreme, dar nu din, nu știu, datorată internetului, ci din pricina necazului, pierderii mamei mele. Și atunci m-am maturizat devenind mămica din casă, să zic așa. Mm-hmm. Știi? Adică asta era în mintea mea, cumva că sunt responsabilă pentru binele celor rămași. Mm-hmm. Și atunci, la 9 ani. Și atunci îți dai seama că această maturizare, mult prea devreme pentru copiii noștri, duce și la mirarea admirativă din partea noastră, dar în egală măsură sar etape, sar trepte. Așa în este. Evoluția lor. Și mai târziu ele devin goluri. Goluri care trebuie cumva recuperate. Nu trăiesc copilăria la timp, cum se zice. Și atunci, undeva la maturitate, fac niște prostii, dacă nu ții aproape de un psihoterapeut care să-i ajute să recupereze aceste goluri, și fac anumite prostii și le fac și maturii din jurul nostru, știm bine asta, pe care le regretă pe îndelete apoi. Deci trebuie să avem mare atenție, mai ales pentru cei care acum au copii mici, să-i țină aproape de natură, pentru că de acolo învață ritmul firesc al vieții, nu de pe internet. Îți propun să rememorăm acele momente sublime de emoție, de încântare, de la Atypic Beauty. Priviți și dumneavoastră! I want to meet people like Valentina who act today, who find ways around anything that impedes them from achieving their goals. People who see the future as the present and people who are constantly striving to improve. I want the teenagers of Romania to take responsibility for their own actions, and I want them to take their futures into their hands, because at the end of the day, they are the only people who can make a real change in today's society. Iată, suntem la acest aniversar, un deceniu de gala Atypic Beauty. Au trecut 10 ani, meritați 10 cu felicitări. În ultimii ani ați fost alături de noi, voi cei de la A7 TV, n-ați lipsit și vă mulțumesc.
Dragă Andreea, îți folosești abilitățile interpersonale pentru a transmite sentimente pozitive, ajuți persoanele cu dizabilități și nu numai, pentru a fi acceptate și respectate. Ce te motivează? E țara în care e nevoie să punem punctul pe ei din punctul ăsta de vedere. Așa e. Ce te motivează ca în fiecare an să organizezi această gală? În primul rând, lecția de viață pe care o primesc chiar de la modelele noastre în scaune cu rotile. Sunt oameni cu realizări extraordinare. Deși întrebi de unde au această putere interioară, cum au reușit să ducă lucrurile atât de departe și să realizeze atât de multe într-o țară în care accesibilitatea, știm bine, nu este un atu pentru oamenii cu dizabilități, într-o țară în care știm la fel de bine, totul e greu când ai nevoie de un însoțitor și nu-l ai, poate, din familie zi de zi. Și totuși sunt oameni care au mai multe business-uri, care au făcut ONG-uri, îi ajută și pe alții, care scriu cărți aflate în topul vânzărilor, oameni care duc acest motor al vieții mai departe. Extraordinar. Ei sunt pe scenă alături de vedete din sportul de performanță, televiziune, radio, teatru, veți vedea, muzică, e o bucurie această gală. Și designeri, tot atâția la număr cât și echipele, care îi au croit pentru aceste echipe, îi îmbracă și vor oferi un spectacol impecabil. Plus artiștii care au momentele lor pro bono de asemenea, oferite galei noastre. Care sunt cele mai mari provocări în organizarea unei astfel de gale? Lunile de muncă, zi și noapte, dinainte. A găsi sponsori care să te ajute să ai toată această tehnică, toată această desfășurare de forțe. Sunt 400 de oameni în spatele galei ca organizatori, nu e puțin. E o muncă în culise care poate nu se vede, acum e strălucire în lumina reflectoarelor, dar e, cred, important rezultatul final. Și copiii au o curiozitate, fata mea cel puțin. Ce vrea să o întrebe, Andreea? Cum ar trebui să se poarte copiii față de persoanele cu dizabilități? Ca și oamenii mari, cu respect, încercând să înțeleagă acești oameni și să-i admire pentru faptele lor. Te uiți la om, nu te uiți la scaunul pe care stă. Încerci să înțelegi cine este și care-i sunt faptele demne de urmat. Ți-am răspuns corect sau vrei să mai adaug ceva? Îți mulțumesc, dragă mea. Ce? Viitorul jurnalist. Ce înțeleg copiii din această gală? Înțeleg că viața poate fi și dificilă uneori, dar că există soluții și că oamenii au o putere interioară extraordinară, pe care o descoperă poate chiar în cele mai grele momente ale lor. Îți mulțumesc! Și eu. Organizarea unei astfel de gale poate schimba mentalitatea românilor? O singură gală nu poate schimba mentalitatea românilor, pentru că nu toți au privilegiul să participe la această gală, chiar dacă vedem în jur de 1000 de oameni aici, deci este o mare de oameni, dar clar avem nevoie de asemenea evenimente, avem nevoie să popularizăm tot ceea ce se întâmplă în cadrul acestor gale, pentru că așa oamenii vor vedea că atât timp cât sunt sănătoși, cât au două mâini și două picioare, nu au voie să se plângă, ci să-i admire pe cei care ar dori să fie în locul lor și viața a fost nedreaptă și se descurcă mult mai bine decât cei care sunt sănătoși din toate punctele de vedere. Și asta cred că ar trebui să admirăm la acești oameni și să fie un exemplu pentru noi. Eu văd an de an în competiții, pentru că avem și campionatele europene și campionatele mondiale, unde vedem oameni din toate colțurile lumii participând în competiții și comportându-se exact ca niște oameni normali care nu au niciun handicap și care sunt campioni la fel ca toți campionii și își manifestă bucuria la fel cum ne manifestăm și noi și este ceva extraordinar de frumos și de plăcut sufletului când vezi că se întâmplă și asemenea fapte bune. Ce așteptări aveți de la această gală, la acest aniversar, 10 ani de Atypic Beauty? Așa cum o cunosc eu pe Andreea, cu siguranță că va fi ceva
pe modelul și închipuirea ei, iar noi știm foarte bine că ea nu este la prima organizare, a organizat atâtea evenimente la viața ei și ne-a surprins de fiecare dată, așa că sunt ferm convinsă că și astăzi vom fi surprinși în mod plăcut. Surprize, surprize! Mulțumim mult de tot! Și eu vă mulțumesc! Mă bucur să vă găsesc împreună, v-am avut individual prezenți în emisiunea Oameni și Păreri. Uite acum facem un tandem. Vă admir foarte mult. Am fost separați, iată ne și împreună. Admir coeziunea dintre voi și nu e doar pentru aparență, știu că sunteți foarte unit, un cuplu compact așa, vă apreciez din umbră și aș vrea să știu ce v-a determinat să participați la această gală aniversară 10 ani Atypic Beauty. Eu am urmărit și celelalte gale pe rețelele de socializare. La un moment dat am mai primit o invitație, dar aveam spectacol și m-am bucurat că de data asta nu am avut spectacol și că am reușit să venim. Să știi că acești oameni care au dizabilități și care totuși ne demonstrează nouă că viața poate fi frumoasă și atunci când crezi că, vai, nu se mai poate face nimic. Acești oameni care ne arată, ne dau adevărate lecții de curaj, ne dau adevărate lecții de da, se poate, cred că merită cu mult mai multă importanță decât le dăm noi în societate, în general. Și m-aș bucura ca ei să fie priviți ca niște oameni normali, care se descurcă mult mai bine decât noi în multe condiții. Văd că pe partea asta se vorbește mai mult, așa că am trecut și eu în partea stângă. Da, ce e de învățat de la o astfel de gală, ce e de învățat de la astfel de oameni? E de învățat că în orice secundă suntem, ca ființe, suntem atât de vulnerabili încât în orice secundă se poate întâmpla orice cu oricare dintre noi. Și atunci trebuie mulțumit pentru ceea ce suntem. Trebuie să mulțumim pentru ce avem, pentru ce putem oferi, pentru ce dăruim, pentru ce primim și să zâmbim de fiată și să fructificăm fiecare secundă la maxim. Care credeți că este liantul care aduce la același numitor comun atâția oameni de succes la Atypic Beauty? Liantul a fost o persoană, Andreea Marin. Credibilitatea ei, zecile de ani pe care i-a în spate, făcând numai treburi serioase. Și ai pus prima întrebare, ce ne-a făcut să apărăm în seara asta? Un telefon. N-am stat de două ori să ne gândim, am văzut doar că avem ziua liberă și am spus da, suntem prezenți. Eu cred că oamenii au multă bunătate în sufletul lor și că atunci când văd suferința altuia și poate nu o înțeleg, încearcă să dea o mână de ajutor. Eu cred că acești oameni care au venit astăzi aici, au venit să dea o mână de ajutor, au venit să înțeleagă, au venit să poată împreună mai mult și cred că se poate. Cum putem depăși barierele care există din nefericire? Mai avem multe de învățat, dar eu cred că pas cu pas aceste bariere se pot depăși și cred că trebuie să comunicăm puțin mai mult. Atât. Trebuie să privim mai atent în noi. Avem resurse inimaginabile și nu știm să le folosim. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim și noi! În ce măsură pot schimba copiii mentalitatea adulților cu privire la persoanele care suferă? Copiii sunt foarte sensibili și au o lungime de undă anume pe care o pierdem în timp. Odată ce ne maturizăm, creăm ziduri în jurul nostru, câștigăm, dar și pierdem în același timp. Ei au acea inocență și acea sensibilitate specifică începutului de drum, pe care noi nu mai sesizăm. Și atunci ei ne pot aduce aminte. Pot fi acel bec ce se aprinde, de care avem nevoie la momentul potrivit. În multe țări există campanii de educare a populației și am trăit asta, de exemplu, când eram în Austria. Am avut o bursă, jumătate în Austria, jumătate în Statele Unite ale Americii și am locuit ceva timp, cum ar fi, și colo și colo, da? Și atunci m-am integrat în viața populației și, de pildă, în Viena și probabil că în întreaga țară exista o campanie de educare pentru deșeuri, colectarea asta selectivă, care era făcută de jos în sus, de la copii
către părinți și nu de la părinți către copii. S-a dovedit a fi mult mai eficient astfel. Copiii, se făcea educația în școală, gândit într-un anumit fel, copiii veneau de la școală acasă și le spuneau părinților cu convingere: nu e bine așa, tată, nu e bine așa, mamă. Și împinși cumva de copii. De când părinții, spune copilul, da? Da. Părinții s-au adaptat și ei, pentru că nu erau să... n-aveau cum să contrazică ce au învățat copiii la școală. Corect. Înțelegi? Și atunci s-a dovedit mult mai eficient. Andreea, că tot am vorbit de surprize, ai fost anfitrioana acesteia 9 ani de zile, aș vrea să-ți fac și eu o surpriză acum. E o surpriză deopotrivă pentru tine și pentru persoana în cauză. A venit cu mine aici. Da, la tine și eu m-am gândit săptă, și eu m-am gândit să-i fac o surpriză. Așa. Te apreciază foarte mult. Am avut o invitată în cadrul emisiunii Oameni și Păreri. Este o cântăreață celebră din Buzău și nu numai atât, este și jurnalist, este realizator TV, are propria emisiune. Și chiar... Nu mi-ai spus toate astea, dar, mi-ai zis doar că e prietena ta. Da, surpriză, da. Și chiar a spus în emisiune că mă bucur că stau pe același scaun unde a stat Andreea Marin. Și a fost ocazia perfectă. Se numește Simona Bănică. O să te ajut cu bagheta mea magică, da? Ca să facem pentru spectatori o intrare în scenă fără întreruperi. Eu o să folosesc invizibila mea baghetă magică și în momentul în care o îndrept către tine, tu dispari și ea apare pe scaunul tău. De acord? Da. Bun găsit, Andreea, și mă bucur că sunt alături de tine. Bine ai venit în studioul Creative Hub Voice and Visibility. Mă bucur nespus pentru că te urmăresc și pentru că am văzut că ești aplecată către tradiție. Iată, da, avem și un podcast, se numește Vocea Generației. Exact, și despre el vorbeam acum, despre el pomeneam, pentru că ești aplecată către aceste tradiții. Ți-am adus acest ilic tradițional din zona Buzăului. E super, poți să mă cu tot dragul ți-l dăruiesc. O frumusețe. Dacă vrei să-l porți cu tot dragul, dacă nu, să-l așez aici. Vreau să fie parte din decorul nostru. Să fie parte din decor, îmi face deosebită plăcere să ți-l dăruiesc cu tot dragul. Și pentru că mi s-a permis să-ți adresez și eu o întrebare. Te rog. Dintotdeauna ai fost percepută de noi toți ca fiind femeia perfectă, perfecțiunea întruchipată. Greșit, v-ați înșelat, dar mă rog. Da, probabil că da. Vă las. Dar eu aș fi tare curioasă să te întreb dacă vreodată perfecțiunea asta pe care am văzut-o noi ți-a fost vreodată povară și dacă ai vrut să arunci vreodată cu ea de pereți. Povara e mult spus, nu. Dorința mea de a face lucrurile din ce în ce mai bine a fost poate văzută din afară ca dorință de perfecțiune. Nu e așa. Eu știu că omul e un om frumos dacă are și micile lui imperfecțiuni. Micile lui greșeli. Da? Însă, aflată față în față cu dezvoltarea copilului meu, la un moment dat fiica mea mi-a spus: vreau să devin perfectă așa ca tine, mami. Nu a fost un compliment pentru mine, pentru că am înțeles că asta e de fapt o apăsare pe umerii ei, de copil care abia înțelege lumea. Și de atunci mi-am dat silința să îi arăt că și o mamă poate să facă greșeli și că sunt firești și că nu sunt o dramă aceste greșeli. Normalitatea prin care noi învățăm este să experimentăm și greșeli, pe care învățăm apoi să le corectăm din mers. Așa că treaba cu perfecțiunea nu e deloc ceva ce mi se potrivește. Pare poate pentru că sunt așa un om puternic care își urmărește visurile, le duce până la capăt, chiar dacă mai trece și prin suișuri și prin coborâșuri, însă sunt departe de a fi un om perfect. Cel puțin din punct de vedere profesional, pentru noi toți ai fost și rămâi Andreea Marin, cea perfectă. Mulțumesc din suflet. Compliment, dar să știi că întotdeauna am avut o teamă de ridicol, aș spune. Și nu pot să accept complimentele care sunt prea mult. Îți mulțumesc, dar rămâne un compliment, nu o realitate, da? Subliniez lucrul ăsta. Mulțumesc din suflet, Andreea. Cu mare, mare drag. Am bagheta, am fost instruită să o folosesc și la finalul întrebării tale, astfel încât în fața mea să apară din nou gazda emisiunii. Te îmbrățișez. Mulțumesc mult, Andreea, pentru că mi-ai fost, uite, pentru complice magie. Și magie a funcționat. Și eu ție pentru surpriză. Și Simonei pentru jocul acesta frumos. Și mâine este o zi.
spunea Scarlett O'Hara în finalul epic din Peripile Vântului. Am îmbrățișat de multe ori expresia ei. Asta urma să te întreb, dacă ești adepta acestei ziceri sau a proverbului românesc, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Curios, ambele îmi sunt de folos. Cum după așa? Caz, sunt genul de om care nu lasă pe mâine ce se poate face azi. Asta îți spun sigur. Orice amânare înseamnă de lăsare. Da? Însă există momente când forțele tale sunt depășite de realitate. Pur și simplu nu totul depinde de noi. Și când ceva nu depinde de noi, trebuie să avem acea capacitate de a ne autoliniști, de a ne da liniștea interioară și de a spera în continuare în rezolvarea acelei situații, probleme, acelui impas. Și atunci vorba din Pe aripile vântului ne folosește. N-am reușit azi, ok, nu trebuie să consider asta un eșec, pentru că și mâine e o zi. O pot lua de la capăt sau pot continua ce mi-am propus. Da, foarte bine punctat. E o nuanță la care nu ne-am gândit. Vezi, nu e nimic alb sau negru în viață. Da, așa există. Există și gri. Griul ăla care nu-mi place mie, există. Și e necesar uneori. Da. Andreea, am stat aici toată ziua, e atât de frumos, e un cadru tare cald. Am îmbinat empiricul cu sensibilitatea și... Cu viața, pur și simplu. Cu viața. Da. Cu viața. Și ne-ai arătat nu numai cum ai avut succes și de ce ai avut succes, este foarte important. Să știi că succesul nostru stă de fapt în felul în care depășim eșecul. Mai degrabă. E, când e bine, tuturor ne e bine. Când e dificilă viața, acolo e secretul. Cum ieși din acea problemă și cum ajungi din nou în lumină. Și asta ne dorim cu toții, nu? Sigur că da. Îți mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu, pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.